La această zi de sărbătoare pe care o avem în casa Domnului, ziua în care, ca biserică răscumpărată, venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim pentru ceea ce El ne-a oferit în anul acesta, vreau să citesc un cuvânt din Scripturi și apoi, cu frații care sunt alături de mine în față, venim rugăciuni înaintea Domnului să-i mulțumim și să binecuvântăm pe Domnul pentru ceea ce El ne-a dăruit în anul acesta. Vom mulțumi Domnului și pentru bune, dar vom mulțumi lui Dumnezeu și pentru cele mai puțin bune. Vom face în această zi de sărbătoare în casa Domnului ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Din Cartea Deuteronom, Cartea Vechiului Testament, Deuteronom, capitolul 8, începând cu versetul 7, vreau să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Cuvântul Domnului spune în felul următor: căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de ape, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii, țară cu măslini și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și vă mulțumi pentru roadele pământului, vă mulțumi pentru toate binecuvântările ce le-am căpătat de la El în anul acesta și să rugăm pe Dumnezeu în același timp să ne ajute pe noi ca și credincioși în permanență să avem o viață de mulțumire și de recunoștință înaintea Domnului pe pământul acesta. Fratele Petrică Vicoleanu, fratele Dănuț Vieru cu voce tare se vor ruga lui Dumnezeu și apoi în final voi veni și eu într-o rugăciune de binecuvântare pe care o voi rosti în această dimineață în fața întregii adunări. Plecăm capetele, închidem ochii și venim cu toți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, fii lăudat și binecuvântat că și anul acesta l-ai încununat cu bunătățile tale. Amin. În fața noastră se află rodul binecuvântărilor tale. Amin. Mulțumim că putem să ținem în mâinile noastre acest rod, această hrană pentru trupurile noastre. Amin. Dorim, Dumnezeule Tată, să ne dai sănătate, să ne putem bucura de aceste roade. Amin. Mulțumim că ne-ai păzit de calamități, Dumnezeule Tată, și totuși mulțumim că pământul a dat rod bogat. Binecuvântează pe cei ce au muncit pământul, Dumnezeule Tată. Dă-le sănătate să se poată bucura de rodul mâinilor lor. Binecuvântează-le familiile și copiii. Și să nu uite, Dumnezeule Tată, ori de câte ori vor avea pâinea pe masă să-ți mulțumească. Că într-adevăr ne-ai păzit neocrotit și putem în această zi, în această zi de duminică, să aducem înaintea ta rodul câmpului. Te rog în continuare să ne dai putere ca prin viața noastră să te lăudăm și să te binecuvântăm. Amin. Fă-ne o lumină și o sare în mijlocul acestei lumi. Amin. Și ajută-ne, Doamne, ca prin viața noastră numele Tău să fie lăudat și binecuvântat. În continuare rămâne smeriți și supuși la picioarele Tale, mulțumindu-ți că ne-ai binecuvântat și ne-ai promis că ne vei binecuvânta până la sfârșitul vieții. De aceea, pe baza acestor promisiunea ale Tale, vrem să-ți mulțumim prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Pentru că Tu ne-ai creat și ne-ai născut și ne-ai îngăduit, Doamne, pe pământul acesta. Amin. Înainte de a ne naște noi, ai avut în plan binecuvântarea noastră. Amin. Și chiar dacă ne-am fi născut și totuși nu ne-ai fi dat pâine și nu ne-ai fi dat rodul pământului, n-am fi putut trăi. Și dacă am trăit, am trăit prin îndurarea Ta. Amin. Și dacă trăim, pentru Tine trăim, Doamne. Amin. Și în toate lucrurile acestea, fiecare dintre noi
vrea să înalță glas de mulțumire Amin. Pentru că până aici ne-ai ajutat. Slavă ție. Îți mulțumim, Doamne, Tată Sfânt, că de pe când eram copii, ai știut să ne hrănești. Ai pus, Doamne, Tată Sfânt, hărnicie în mâinile părinților noștri. Amin. Ne-au purtat pe brațe Amin. Și ne-au dat cele trebuincioase pentru viața aceasta. Și pâinea pe care Tu ai lăsat-o, Doamne, a contribuit la creșterea și dezvoltarea noastră Amin. Fizică. Îți mulțumim pentru lucrul acesta. Amin. Dar îți mulțumim, Doamne, pentru că atunci când am crescut mari, ne-am dat seama că Tu ne-ai chemat să ne mântuim sufletele și cea mai mare binecuvântare pe care ai putut să o îngădui peste noi este jertfa Fiului Tău, Iisus Hristos, Amin. Care ne-a adus-o, Doamne, Tată Sfânt, pentru răscumpărarea noastră și astăzi ne putem numi copiii Tăi, mântuiți din mijlocul acestui neam, Doamne, care încă Te refuză pe Tine și Amin. Te respinge. Îți mulțumim, Doamne, pentru anul acesta care poate pentru unii dintre noi a fost un an sumbru, poate lipsa de ploaie într-un final a făcut, Doamne, să ne întristăm și să ne îngrijorăm, însă cu toate acestea, Tu ne-ai dat un rod bogat, ne-ai dăruit grâul necesar, ne-ai dăruit, Doamne, roadele pământului, ne-ai dăruit aceste minunate binecuvântări și, Doamne, Tată Sfânt, Tu nu Te-ai îndurat să nu ne le dai. Le avem astăzi din belșug pe mesele noastre și vrem, Doamne, din adâncul inimii noastre să înălțăm glas de mulțumire către Tine și vrem ca să primești mulțumirea noastră a poporului Tău, care astăzi, Doamne, Tată Sfânt, s-a închinat înaintea Ta cu aceste binecuvântări pe care Tu ne le-ai dat. Amin. Te rugăm, Doamne, în continuare să ne ajuți prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne călăuzești mintea noastră și în fiecare zi, în fiecare dimineață, să nu uităm să-Ți mulțumim, Doamne, Amin. Pentru toate binecuvântările pe care noi vrem să le avem și în ziua de mâine. Vrem să le avem, Doamne, în fiecare zi din viața noastră. De aceea nădăjduim în Tine, căci Tu vei rămâne cu noi și noi ne vom supune, Doamne, și vom lăuda numele Tău și Îți vom mulțumi toată viața noastră pentru binecuvântările pământești și pentru binecuvântările cerești. Al Tău nume îl onorăm, îl cinstim și îl lăudăm acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta în această dimineață și vrem să-Ți mulțumim pentru momentele binecuvântate pe care împreună le petrecem în casa Ta, în locul acesta unde mărturisim că ne-am adunat în numele Domnului Iisus Hristos. Mulțumim pentru că suntem la această zi de sărbătoare în casa Ta. Mulțumim pentru viață, îți mulțumim pentru sănătate, mulțumim pentru călăuzire, Doamne, și îți mulțumim pentru că ai îngăduit ca biserica Ta din locul acesta să se întâlnească în această zi de sărbătoare în prezența Ta și a cuvântului Tău. Mulțumim pentru ploaie, îți mulțumim pentru modul în care ai binecuvântat pământul până în prezent. Mulțumim pentru că ne-ai dăruit cele necesare, Doamne, și Te lăudăm pentru că nu ducem lipsă de absolut nimic pe pământul acesta. Mulțumim pentru că viețile noastre sunt în mâinile Tale. Mulțumim pentru că ești Tatăl nostru, Doamne, și în această zi de sărbătoare am vrea să binecuvântăm numele Tău pentru faptul că Tu ești credincios promisiunilor Tale. Amin. Ne-ai promis în cuvântul Tău, Doamne, că ne vei purta de grijă. În anul acesta am văzut modul în care ai lucrat în viețile noastre și ne-ai purtat de grijă. Acum, ca biserică răscumpărată, Doamne, în această zi de sărbătoare, venim cu recunoștință înaintea Ta și îți vrem să-Ți mulțumim din toată inima. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că ai binecuvântat pe frații din biserica locală și chiar dacă în toamna aceasta ai îngăduit o secetă atât de aprigă peste această zonă, mulțumesc pentru că ei încă mai au ce pune pe masă. Aleluia. Mulțumesc pentru că binecuvântarea Ta a fost revărsată peste ei. Amin. Chiar dacă au trecut prin necazuri, chiar dacă au trecut prin probleme, chiar dacă au trecut prin ferite situații destul de grele pentru animale, n-au avut apă, n-au avut hrană, Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ai vegheat întru totul. Și îți mulțumesc pentru că L-ai purtat de grijă. Amin. În această dimineață, Doamne, cu recunoștință venim înaintea Ta. Amin. Și vrem să Te binecuvântăm pentru că Tu Te afli întotdeauna în control. Pe deasupra tuturor lucrurilor există un Dumnezeu care veghează. Un Dumnezeu care ne îngăduie mai mult decât putem duce. Și îți mulțumim pentru că Dumnezeul acesta s-a angajat să fie cu noi în fiecare zi. Mulțumim pentru prezența Ta.
Prezența Ta, Doamne, întotdeauna înseamnă binecuvântare și pentru această binecuvântare noi venim cu recunoștință în această dimineață și vrem să Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin. Doamne, mă rog pentru frații din locul acesta, pentru cei care se află la sărbătoare, mulțumesc pentru ei, Doamne, îți mulțumesc pentru că din ceea ce Tu i-ai binecuvântat, iată că și ei sunt gata să dăruiască și altora, să fie și alții binecuvântați din binecuvântarea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru cele care au fost aduse aici și care vor merge spre cei nevoiași. Doamne, mulțumim pentru că Tu ești credincios și în felul acesta porți de grijă celor ce sunt ai Tăi. Mulțumim pentru că Tu ești Tatăl nostru, noi suntem copiii Tăi, Doamne, și în această zi, pe deasupra, mai mult decât orice lucru care l-am putea căpăta de la Tine, am vrea să-ți mulțumim pentru mântuirea care ne-a adus-o în dar prin Domnul Iisus. Ne-ai răscumpărat, ne-ai mântuit, ne-ai sfințit, ne-ai pus deoparte pentru slava Ta în poporul Tău, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem copiii Tăi și plini de bucurie vrem să Te slujim pe Tine și vrem să facem voia Ta pe pământul acesta. Dă-ne putere, înțelepciune și pricepere în privința aceasta. În această zi de sărbătoare, Doamne, vin cu recunoștință înaintea Ta pentru Biblia care Tu ne-ai dat-o și care este cartea care ne învață cum să trăim, cum să Te slujim, cum să creștem relația cu Tine și cum să fim de folos pentru lucrarea împărăției Tale pe pământul acesta. În această zi, Doamne, credincioșii din țara noastră sărbătoresc ziua Bibliei. O sărbătorim și noi în adunarea din Mihail Gugălnicianu. Doamne, încă o dată, cu smerenie, cu reverență, în numele Domnului Iisus, mulțumim pentru acest cuvânt. Mulțumim pentru Biblia care a ajuns la noi peste viacuri. Și îți mulțumim pentru că ne vei învrednici să putem duce mai departe și la generațiile care vor veni. Ajută-ne să prețuim cuvântul Tău, ajută-ne să iubim cuvântul Tău, să studiem cuvântul Tău, să-L împlinim cu viața, în practica vieții pe pământul acesta. Și, Doamne, în felul acesta, Tu ne promiți în cuvânt că vom avea parte de experiențe frumoase, de binecuvântări deosebite alături de Tine pe calea credinței și a pocăinței. Ajută-ne să urmăm învățăturile Tale, ajută-ne să spunem și altora din această carte, din cuvântul Tău și împreună, Doamne, toți în prezența Domnului Iisus Hristos și alături de El pe cale, să putem să Te slujim și să ne putem pregăti în vederea întâlnirii cu El. Binecuvintează biserica din Gogălnicianu, binecuvintează musafirii care îi avem în această dimineață cu noi la casa Ta. Numele Tău, Doamne, dorim să fie înălțat mai departe în locul acesta și lucrarea Evangheliei dorim să propășească în această zonă de nord a țării noastre. Mulțumim pentru că ne asculți, mulțumim pentru că vei lucra în continuare, ne încredințăm în brațul Tău, ne închinăm înaintea Ta, Te slăvim, Te binecuvântăm și îți mulțumim, Tată din Cer, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt ne-a rugat și îți mulțumim pentru că ne asculți. Amin. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Lui la această zi de sărbătoare, ziua de recunoștință să fie un mod de viață în viața fiecărui membru al Bisericii, pentru toate lucrurile așa cum ne-a învățat cuvântul în această dimineață, noi să fim mulțumitori lui Dumnezeu și în fiecare zi, având cuvântul ca și sursă de inspirație și de creștere spirituală, să ne pregătim în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.